Salutare oameni pofticioși, astăzi o să facem un top cu mâncarea turcească și vreau să mai fac acest tip de videoclipuri și pentru alte țări, deci dacă vă place și doriți, știți ce aveți de făcut. 10. Borek. Este un fel de plăcintă care o puteți găsi și pe la noi cică, dar nu cu gustul ei original. 9. Dolma. Reprezintă în bucătăria turcească orice preparat cu o umplutură, inclusiv sarmaua. Sarmaua turcească se referă la acele preparate dolma, care sunt făcute în frunze de viță, de vie sau de varză. Deci, băieți, sarmaua nu este mâncare românească, este preluată de la turci și adaptată stilului nostru. La fel ca și pilaful, care a fost preluat de la... Ei îl numesc pilav, care se prepară exact ca și pilaful românesc. 8. Pide. Cred că așa se pronunță. O variantă de pizza tradițională, care a început să apară și în patiseriile noastre. Vorbim despre o mini pizza sub formă de bărcuță pregătită cu tot felul de ingrediente, astfel ai o nouă opțiune pentru a-ți potoli foamea rapid dacă n-ai timp să intri într-un restaurant. 7. Chestia asta n-am știut absolut niciodată să o pronunț. Iskender kebab. Cred că așa se pronunță. Este un fel de kebab la farfurie cu sos de roșii, iaurt și ardei iute. Este foarte cunoscut și foarte gustos. Găsiți și la noi, la Dristor Kebab. 6. Locum sau Rahat Locum. Este ceea ce în România este cunoscut sub numele simplu de Rahat. 5. Lahmacum. Este cunoscută și ca pizza turcească, acoperită cu carne tocată, amestecată cu ceapă și piper. Se ține la cuptor câteva minute, iar apoi se servește fierbinte. 4. Don Durma. Este acea înghețată pe care o vedem în videoclipurile de pe YouTube, în care vânzătorul se joacă cu tine păcălindu-te că îți poți ridica înghețata. Don Durma este diferită de înghețata tradițională, având o compoziție mai compactă, mai groasă, ci că puteți găsi și la Calif în România, nu am fost atent dacă au, îmi spuneți voi. 3. Simitul. Este foarte popular în Turcia și este un tip de covrig rotund cu o crustă de susan. 2. Vă dați seama că este imposibil să nu fie în top. Baklavaua este unul dintre desertele mele preferate și al turcilor, desigur. Iar pe primul loc, nu avea cum să nu fie pe primul loc, este greu să ajungi în Turcia și să nu guști sau să vezi la fiecare pas celebrul kebab. În plus, turcii sunt foarte mari consumatori de ayran, celebru iaurt de băut care nu le lipsește turcilor de la nicio masă. Îl puteți găsi și la noi, la Dristor Kebab. Din nou, nu este un videoclip sponsorizat și nu m-aș supăra să mă sponsorizeze Dristor Kebab. Pe tot parcursul zilei, ceaiul este nelipsit. Turcii beau ceaiul ca pe apă și te vor invita și pe tine să-l încerci cu fiecare ocazie. E clar că trebuie să încerci și cafeaua turcească, cafeaua aceea făcută la nisip. Și sucul de fructe este de asemenea celebru, mai ales în Istanbul, și mai ales sucul de rodie. Sper că v-am făcut poftă cu acest videoclip și să-mi lăsați în comentarii care este următoarea țară. Ne auzim curând, salut!